Steaua București se pregătește pentru primul meci de pe teren propriu în actuala ediție de campionat. Sâmbătă la Chiajna, de la ora 15, roșii-albaștri vor întâlni Potaița Turda. Băieții noștri sunt pregătiți pentru un campionat mai bun, care să facă uitate rezultatele din sezonul trecut. Noul antrenor al echipei, sârbul Nedelii Comatici, spune că e încrezător în forța jucătorilor și speră ca la finalul campionatului Steaua să fie pe un loc fruntaș. Mă aștept la un rezultat mai bun decât în sezonul trecut. Știu ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Steaua a jucat baraj. Am văzut nivelul ligii din România, nivelul jucătorilor. Sper ca la final, în mai-iunie, totul să fie bine pentru noi. Echipa este bună, dar ne lipsește un inter dreapta. Ne lipsește acest profil de jucător de mână stângă, iar fără un asemenea jucător ne va fi foarte greu. Liga din România este foarte puternică. Nu este deloc ușor să obții rezultate bune și de aceea ne trebuie un inter dreapta. Portarul Admir Ahmetasevic a jucat cu naționala Bosniei la Euro 2024 și vine la Steaua din campionatul Elveției. Înainte de toate, sunt onorat să joc la un club așa de mare cum este Steaua, un nume mare în handbalul românesc, cu o istorie bogată în handbalul european. După cum am văzut, campionatul din România este foarte puternic. Toate echipele sunt la un nivel bun. Oricine poate câștiga cu oricine. Cu alte cuvinte, este un nivel foarte ridicat. Atmosfera în echipă este foarte bună. Toți băieții sunt în regulă și până acum sunt foarte mulțumit de club, de colegi și de staff. Marco Davidovic a mai jucat în România și este deja familiarizat cu handbalul românesc. El cunoaște toate argumentele adversarilor, dar vede Steaua între primele 6 echipe la finalul sezonului. Cred că putem fi în primele 5-6 locuri. Am văzut în primul meci că nu este vorba doar de cum jucăm, ci pot fi și alte condiții. Nu este totul pe teren, dar trebuie să luptăm cu toate astea. Avem calitate și trebuie doar să rezistăm presiunii. Ștefan Laufciac, antrenorul secund al roșialbaștrilor, consideră că Steaua are un lot comparativ valoric cu cel din sezonul trecut, doar că ceea ce s-a întâmplat atunci trebuie uitat. În punct de vedere al lotului, eu cred că suntem cam ca la același lot de anul trecut. Avem o problemă pe partea dreaptă, că nu avem inter dreapta, jucător de mână stânge, dar față de sezonul trecut, eu cred că sezonul trecut a fost un rezultat de care nu mai vrea să își amintească nimeni și pe care oricum nu vrem să repetăm și nici să mai întâmple la Steaua. Și nu depinde decât de noi să nu se întâmple. În mod normal, n-am fi avut ce căuta nici sezonul trecut acolo. Și nici anul ăsta n-avem ce căuta acolo. Acum depinde doar de noi, cei care suntem lângă teren și în teren, să ducem lucrurile și echipa acolo unde ar trebui să fie. Sâmbătă de la ora 15, handbaliștii steliști îi așteaptă pe suporteri la sala Concordia din Chiajna pentru a-i susține la meciul cu Potaița Turda.